N-am mers nimic astăzi, se pare. Da, trebuie să recunosc că astăzi am... A fost cea mai urâtă înfrângere pe care am suferit-o la de când joc la Craiova. Din păcate s-a întâmplat și aici la Craiova. Chiar nu am cuvinte, nu știu ce s-a întâmplat și cu siguranță vom face o analiză. Drept este că Galațiu arată cu totul altfel, dar din păcate evoluția noastră n-a fost pe măsura lor și bineînțeles că am picat psihic, fizic, nu știu, am făcut un meci execrabil. N-am alte cuvinte, îmi pare rău pentru cei care au venit la sală astăzi și n-am putut să-i mulțumim, măcar cu arăta, de a arăta că ne dorim sau că vrem ceva și în jumătatea asta, următoarea a sezonului. N-am cuvinte, este greu de explicat. Acest rezultat și celelalte înregistrate astăzi au relansat campionatul, să zicem așa? Da, au relansat-o. Este clar că este relansat. Sigur, Zalău nu se mai încurcă și merge foarte bine. Mai puțin mă interesează celelalte două echipe. Eu cred că în situația de față pot să vorbesc de o criză, pentru că trebuie să ieșim urgent și nu numai cu o victorie, ci măcar cu evoluții mai bune. Să mai sperăm că putem să rămânem în primele trei. Dacă nu, ne va fi greu și la CSM și la Dinamo, oriunde. Urmează un alt meci dificil. Da, avem miercuri la CSM. Timpul este foarte scurt de a ne reface psihic. Căutăm, facem eforturi și promit că vom juca din ce în ce mai bine. Asta, din punctul meu de vedere, vă garantez. A fost un duș rece, să zicem. Păi este, să zic, al doilea, dacă nu-l punem pe cel de la Zalău, acolo unde, într-adevăr, am jucat, dar am pierdut. La Dej și înfrângerea de astăzi, da, două dușuri reci pe care le suportăm cu greu.